Complexul energetic Oltenia se confruntă cu o criză iminentă, avertizează Constantin Popescu, fost membru al directoratului companiei. Popescu atrage atenția că CE Oltenia nu va putea asigura stocurile de cărbune necesare pentru iarnă, ceea ce ar putea avea consecințe grave pentru securitatea energetică a României. Potrivit lui Popescu, direcția actuală în care se îndreaptă compania este una greșită și necesită o reevaluare urgentă a strategiilor și a măsurilor adoptate. Cu siguranță, un management foarte bine pregătit, un management asumat. România poate să-și asume până în 2030, așa cum prevede de altfel și planul de restructurare, o cantitate de energie în bandă, gen 1000 de megawatts pe care să-și asume. România trebuie să renunțe la acel cadou otrăvit care a fost băgat în toate planurile de restructurare sau în toate deciziile care s-au luat până acum, să închidă anumite instalații. De multe ori s-au luat decizia în care s-au închis grupuri energetice sau s-au închis cariere care erau mult mai eficiente decât grupurile care au rămas. Deci România poate, printr-o analiză corectă, să dea viitor complexului energetic Oltenia la fel ca toate țările europene. Și mă refer aici la Germania, mă refer aici la Polonia, care au termene de phase-out a cărbunelui până în 2038-2040. Deci se poate. Popescu descrie o situație alarmantă în care utilajele și infrastructura CEO sunt într-o stare avansată de degradare. Păi este clar treaba că direcția nu va fi una bună, pentru că vedeți și dumneavoastră, pe lângă toate utilajele și mai nou și pe lângă centrale, este un gri absolut, o rugină infernală, este o lipsă de nepăsare de sus în jos, de la guvern și până jos, și nepăsarea asta vine din în ultimii 15-20 de ani mai accentuată. Este clară treaba că va trebui să vedem asumat oameni care răspund pentru pozițiile în care sunt, de la ministrul energiei în jos, de la guvern, de la secretar de stat care au avut atribuțiuni pe această zonă, de la conducerea companiei, de la Consiliul de Supraveghere, de la directorat, pentru că uitați-vă, astăzi zac în spatele nostru în pământ două utilaje de milioane de euro și cineva trebuie să răspundă pentru tot ce s-a întâmplat aici. Fostul membru al directoratului avertizează că în următoarele luni CEO va avea dificultăți majore în asigurarea stocurilor de cărbune pentru iarnă, punând în pericol securitatea energetică a României. Este faptul că termocentrala Rovinari nu va mai putea, începând de luna aceasta, să-și asigure stocul necesar, pentru că această carieră pinoasă era una dintre carierele care asigurau un cărbune de calitate superioară și o cantitate relativ mare, ceea ce pe viitorul foarte apropiat, discutând de 2-3 luni de zile, se va pune un mare semn de întrebare, pentru că complexul energetic Oltenia nu va putea să-și asigure stocurile de cărbune necesare pentru iarnă. Iar cum se previzionează anul acesta, se pare că vom avea o iarnă relativ grea. În concluzie, complexul energetic Oltenia ar trebui să adopte măsuri rapide și eficiente pentru a redresa situația și pentru a se asigura că poate îndeplini cerințele energetice pe termen lung.